seara, doamnelor și domnilor, bun regăsit, sunt Mihaela Cerbaru și, având în vedere că săptămâna trecută, mai precis vineri, a avut loc o nouă ședință a Consiliului Județean Constanța, o ședință pe ordinea de zi a care au fost multe proiecte de hotărâre care au obținut acordul consilierilor județeni. Cred că este cazul să discutăm despre una dintre cele mai importante instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Constanța și mă refer aici la Regia Autonomă de Județeană de Drumuri și Poduri, Constanța, mai ales că în acea ședință au fost numai puțin de trei proiecte de hotărâre inițiate de președintele Consiliului Județean Constanța, domnul Horia Marius Suțuianu, ce vizau această regie. Mai precis, dar toate aceste detalii le vom discuta cel mai bine cu directorul Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Constanța, domnul Lucian Lungoș, care îi spun bună seara și mulțumesc că ați acceptat invitația Bună noastră. seara! Domnul Lungoș, așa cum le spuneam și telespectatorilor, trei dintre proiectele care au obținut girul consilierilor județene au vizat strict regia pe care dumneavoastră o conduceți, calitate de administrator special. Și primul se referea, spre exemplu, la tarife, prețuri și coeficienți ce vor fi aplicate de către regie în anul 2017 în relația cu Consiliul Județean Constanța. Cel de-al doilea viza aprobarea programului de obiective și lucrări de drumuri și poduri pentru anul în curs. Iar ultimul viza aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a regiei și lista de investiții a regiei pentru următorii ani. Toate sunt foarte importante, aș vrea să le luăm pe rând. Tocmai pentru a le explica telespectatorilor noștri, pornim cu partea financiară, tarife, prețuri și coeficienți pe care regia îi va utiliza în relația cu Consiliul Județean. Au apărut aici modificări, au apărut reduceri sau majorări de tarife, cum au decis consilierii județeni. În primul rând, haideți să explicăm, este un pachet de hotărâri județene. Apar la începutul fiecărui an, ele sunt interconectate, orice start, orice nou an, început de nou an, trebuie să plece pentru noi, pentru regie, cu aceste trei hotărâri de Consiliu Județean, pe care le-ați menționat și dumneavoastră. Sunt în strânsă legătură și, practic, ne definesc toată activitatea pe anul în curs, pe anul 2017. Dacă ne referim la prima hotărâre de Consiliu Județean, prima din cele trei, care face referire la tarifele pe care le practică regia în raport cu Consiliul Județean, cu beneficiarul, față de anul trecut, am luat decizia să nu majorăm tarifele, să nu umblăm sub nicio formă la aceste tarife, în condițiile în care materiile prime pe care le utilizăm au suportat creșteri semnificative față de anul trecut. Cu până la 25% am avut o creștere progresivă tot anul 2016 și accentuată la sfârșitul anului 2016, începutul anului 2017, la bitum. Dacă vreți un exemplu, anul trecut s-a achiziționat bitum cu 1280 de lei tona, ajungând undeva la începutul anului la 1480-1500 în funcție de producător, de furnizor. Mai o altă materie primă, emulsia bituminoasă, la fel a suportat o creștere de preț în piață. Am văzut cu toți combustibilul de la lună la lună Prețul fluctuează, da. suportă majorări de preț. Energia electrică, gazul, s-a mărit salariul minim pe economie, care ne-a influențat și nouă cheltuiala salarială, pentru că avem o parte din angajați, muncitorii necalificați, care sunt plătiți cu salariu minim pe economie. Practic sau teoretic, toate aceste majorări, fie de materii prime, fie de salarii, ar fi dus automat la o creștere a tarifelor pe care le practicăm în raport cu beneficiarul. Pe de altă parte, în urma reglărilor interne privind consumurile, achiziții publice, transparente, corecte, care au dus la prețuri foarte bune din piață, am obținut prețuri foarte bune în piață, un consum foarte eficient al resurselor, am putut să echilibrăm aceste creșteri și să nu fie nevoie să majorăm și noi tarifele în raport cu beneficiarul. Este foarte important, la fel cum spuneam și în emisiunile trecute, să avem o relație corectă cu beneficiarul, cu Consiliul Județean. Noi să avem o relație corectă, să venim cu prețuri corecte, să ducem la bun sfârșit planul de lucrări, să executăm lucrările în conformitate cu cerințele de pe piață, tehnice,
iar dânsii să aibă o relație corectă cu noi, să ne achite facturile la termen, să nu avem întârzieri, să nu avem blocaje, să existe mereu acea circulație a banilor, să avem tot timpul un cash flow care să ne permită să ne desfășurăm activitatea. Cel de-al doilea proiect mi se pare și foarte important, mai ales pentru localitățile din județul Constanța, vizează proiectul cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe care regia ar putea să le efectueze pe parcursul acestui an. Ce cuprinde acest program și care sunt obiectivele regiei pentru anul 2017? Deci anul 2017 este un prim an dintr-o strategie făcută pe 4 ani. Am lucrat împreună cu conducerea Consiliului Județean și chiar săptămâna trecută, înainte de ședința Consiliului Județean, am prezentat într-o conferință de presă alături de președintele Horia Țuțuianu această strategie pe care am elaborat-o privind infrastructura rutieră județeană, drumurile județene din Constanța, din județul Constanța. Am gândit un plan de atac pentru următorii 4 ani de zile. Anul 2017, anul în curs, este primul an. Cred că este pentru prima oară când aud de la regia pe care dumneavoastră o coordonați acum că se face un plan de execuții, de lucrări pe termen mediu și lung, aș putea să spun. Pe termen mediu. Ne-am obișnuit pe termen cu un program mediu care viza strict anul Este foarte important, este o obligație a regiei ca administrator al drumului și o obligație a Consiliului Județean să aibă astfel de strategii. Pentru că avem o echipă nouă la Consiliul Județean de anul trecut din vară, o echipă nouă care a evaluat situația de fapt de prezentă în teren, și în teren și și-a propus o țintă. Ce facem acești 4 ani? Unde suntem și unde vrem să ajungem? Avem, lucrează la strategii pe diferite domenii, pe sănătate, pe educație, pe cultură. Noi ne-am ocupat strict de partea de infrastructură, de drumuri. Ce-ați convenit împreună cu conducerea Consiliului Județean, având în vedere această strategie? Această strategie are ca țintă, ca sfârșit, punct culminant, execuția de lucrări de reparații pe toate drumurile județene asfaltate pe care le are județul Constanța. Avem o rețea de 680 de kilometri de drum județean cu asfalt în acest moment. A fost o analiză plecând de la starea actuală a drumurilor, a drumurilor și podurilor, de la identificarea cauzelor care duc la degradarea drumurilor și înlăturarea acestor cauze sau prevenirea efectelor. S-a făcut o prioritizare în funcție de fondurile disponibile, în funcție de importanța drumurilor, de localitățile care, prin care tranzitează aceste drumuri județene, fiecare drum județean, de numărul de locuitori, de un recesământ al traficului, cât de utilizate sunt drumurile județene de participanții la trafic. În urma acestei analize am stabilit acest plan pe 4 ani de zile. O să intrăm în el în detaliu. Da. Haideți să trecem la a treia hotărâre care a vizat aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pentru acest an. Pentru acest an. Deci, la fel, face parte din pachetul de 3 hotărâri de Consiliul Județean care, practic, ne dau startul pentru anul în curs. S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli. E mai mare sau mai mic comparativ cu alții? Este mai mare față de anul trecut. Anul trecut, în luna februarie 2016, a fost aprobat un buget de 40 de milioane de lei. Anul acesta avem un buget de 50 de milioane de lei pentru execuția de lucrări pe drumuri. Dacă vreți ca o structură, vorbeam și în emisiunile trecute, am decis să lăsăm pe un plan secund execuția de reparații prin acele plombări. Reparații provizorii pe diferite sectoare de drum, zone din drum. Ne-am axat în principal pe execuția de covoare bituminoase, pe distanțe lungi, adică am stabilit să executăm aceste covoare bituminoase pe un drum județean, de la un capăt la celălalt al drumului, să nu mai avem acele sectoare. Aveam un sector de câteva sute de metri, de un kilometru, aveam o zonă iar proastă, iar aveam un sector de covor bituminos nou de 500 de metri. Nu, de data aceasta executăm aceste covoare bituminoase de la începutul la capătul drumului. Sunt vizate 4 drumuri pentru anul acesta. Aceste lucrări de covoare bituminoase, ca o pondere, reprezintă 85% din bugetul pe anul acesta. Restul
de 15%, le reprezintă acele plombări, pentru că nu putem lăsa drumuri degradate, gropi în asfalt, până când vine rândul acelui drum, poate în anul 2, poate în anul 3. Trebuie să ne ocupăm de reparații provizorii pe aceste drumuri. Mai intră în această sumă, în această diferență de 15% și lucrările de estetică rutieră, pentru că sunt lucrări conexe. La execuția lucrărilor pe un drum trebuie să avem grijă și de acostamente, de decolmatarea rigurilor, de tăierea lăstărișului, de înlăturarea cavalierilor. Sunt acele dune de pământ de pe marginea drumului. O să punem un accent deosebit pe tăierea lăstărișului, pentru că nu întâmplător, iarna care a trecut, am avut acele troiene de câte 2 metri, 3 metri pe drumurile județene. S-a întâmplat acest lucru pentru că nu s-au efectuat în vară și în toamnă aceste operațiuni de tăiere a lăstărișului de pe marginea drumului. Practic, vegetația crescută pe marginea drumului a format, a avut rolul unui paravan, după care, mai exact pe drum, s-au format suluri de zăpadă și troiene. Nu vrem să mai pățim acest lucru și în iarna 2017-2018 și vom acorda o atenție deosebită acum în vară, primăvară și spre sfârșitul anului, în luna octombrie-noiembrie, pentru a ne asigura că iarna nu ne va prinde cu acea vegetație pe marginea drumului. La capitolul cheltuieli, vorbim de acele cheltuieli cu materiile prime, cheltuieli cu salariile. Ne propunem ca la sfârșitul anului, din execuția programului de lucrări cu Consiliul Județean, să avem un profit de aproximativ 11 milioane de lei. Este un profit mare, sună frumos, numai că acești bani trebuie să-i dăm creditorilor. Suntem încă în perioada de insolvență și trebuie să ne achităm datoriile față de creditori. Asta înseamnă că, dacă facem un bilanț, la 2016, din câte știu eu, ați terminat anul cu un profit de vreo 4 milioane 4,2-4,3 milioane. Așa, dacă la anul terminați cu 11, deci deja este aproape triplu. Aproape, da. Nu, dacă un obiectiv avem îndrăzneț. Realistic, nu neapărat îndrăzneț. Și tot la capitolul cheltuieli, pentru că vorbim de bugetul de venituri și cheltuieli ale regiei, sunt prevăzute și diverse achiziții pentru regie? Avem în plan să o mică listă de investiții. Toate aceste lucrări trebuie să fie susținute și de utilaje, de forța de muncă umană și utilaje. Știm cu toții, dotarea tehnica regiei lasă de dorit în acest moment. Avem nevoie și vrem să achiziționăm de pe piață, nu neapărat produse noi, utilaje noi, poate utilaje second hand, un finisor, cilindrii compactori, o freză de asfalt cu care să putem să atacăm mai multe fronturi de lucru pentru a putea finaliza până la sfârșitul anului lucrările pe care le-am propus, ni le dorim. Aceste achiziții urmă să se efectueze pe parcursul acestui an. Da, da. Bun. Trebuie să trecem partea de achiziții, de investiții și de Comitetul Creditorilor. Am trecut în prima fază de Consiliul Județean, mai avem o discuție și la Comitetul Creditorilor, pentru fără acceptul lor nu putem să achiziționăm. Discuție nu putem care să avem preconizată să aibă loc pe când? Până la sfârșitul lunii. Deci pe parcursul acestei luni. Bun. Aici cea mai importantă este, din punctul meu de vedere, lista de investiții. Lista de investiții și lista cu lucrările pe care urmează să le efectuați. Vorbeam ați de spus că ați stabilit împreună cu conducerea Consiliului Județean o strategie pe următorii 4 ani. Exercițiul financiar 2017, 2018, 2019 și 2020. Bun. În această strategie are ca obiectiv final definitivarea și darea către comunități a unor drumuri asfaltate cap-coadă, 680 de kilometri. Da. Care este situația la ora actuală, ca să știm de unde pornim? Deci bun, avem 680 de kilometri la nivel de județ, de drumuri județene, dar câți sunt la ora actuală într-o stare deci foarte bună? Acum avem, cred că se vede pe micile ecrane prezentarea cu harta județului Constanța, avem, în urma acestei analize făcută, am identificat sectoare de drumuri județene într-o stare bună și foarte bună, cu un total de 122 km. Sunt acele drumuri trasate cu verde pe harta prezentată. La fel, în discuțiile cu Consiliul Județean,
Există un proiect depus pentru obținerea de fonduri europene pentru reabilitarea drumului județean, sectorului de drum județean 223 de la Ion Corvin la Cernavodă. Și acest proiect este depus și se lucrează la documentația pentru proiectul pe ITI Delta Dunării pentru drumul județean 226 Mihai Viteazu până la Corbu spre Năvodari și drumul județean 226A de la Talii Verde prin Untaș până la cetatea Histria. Aceste drumuri au un total de 93 km, vor fi executați în acest termen de 4 ani de zile prin fonduri europene. Mai departe, pe această analiză, s-au identificat 105 km de drum într-o stare foarte avansată de degradare, cu probleme deosebite. Sunt drumurile trasate cu roșu pe harta prezentată. Sunt drumurile din nordul județului, de la grădina Râmnicu de jos, în zona Runcu, Pantelimon, Mireasa, Târgușor. Este o zonă cu mai multe cariere de piatră, sunt drumuri județene care sunt tranzitate de mașini de transport de mare capacitate, sunt încărcate până la 40 de tone, în condițiile în care portanța drumului județean pe acea zonă este undeva la 12 tone, portanța maximă. Din cauza depășirii gabaritului, la aceste sectoare de drum județean, practic a cedat fundația. Oricâte lucrări am face noi de întreținere, de reparație, de refacere a căii de rulare, a covorului asfaltic, avem probleme cu fundația și tot timpul vom avea refulări de fundație și gropi în aceste drumuri. Aceste sectoare de drum trebuie să fie reabilitate total. Avem două soluții tehnice, soluția clasică cu aport de piatră mai multe straturi compactate succesiv, creându-se astfel o nouă fundație a drumului peste care se reface calea de rulare prin două straturi de asfalt, sau soluții moderne de reciclare a asfaltului și a pietrei existente, încă un aport de piatră pentru a ridica fundația, se face practic o nouă fundație prin această reciclare, peste care se reface calea de rulare. Dumneavoastră, ca specialist, pentru care dintre cele două soluții prezentate ați opta? Nu, e mult spus specialist, am învățat și eu de la colegii de la regie meserie, să spun așa. Ce tinde din cele două soluții? Colegii de la regie tind spre soluțiile moderne de reciclare la rece in situ, cu acel aport de piatră, un ciment special, un duroport, cu materialul existent pe drum, asfaltul și fundația existentă, cât de mică este ea, se face în urma unui reciclator. Avem și utilajul acesta. În urma acestui utilaj rămâne o fundație de aproximativ 35-40 de centimetri, peste care se așterne calea de rulare. Oricum, indiferent de soluția tehnică aleasă, nu alegem noi, va fi o echipă de proiectare care va alege o soluție tehnică. Pot fi folosite soluții tehnice diferite pentru sectoare de drum, fiecare cu zestrea de piatră de fundație pe care o are, asfaltul existent, se fac expertize și se va stabili soluția tehnică potrivită pentru fiecare tip de drum. Dar aceste lucrări, indiferent de soluția tehnică, sunt lucrări foarte costisitoare. Dacă să presupunem că la un kilometru de drum județean, în condiții normale, pentru lucrările de reparație prin turnare de covor asfaltic, avem o cheltuială de 300.000 de lei, 400.000 de lei, pentru aceste lucrări capitale, de reparații capitale, sunt de fapt lucrări de investiții, se poate ridica un kilometru până la 2 milioane de lei. Este o sumă foarte mare care nu poate fi susținută de bugetul Consiliului Județean Constanța. Pentru 105 km avem nevoie de aproximativ 200 de milioane de lei. Nu poate județul Constanța să susțină aceste lucrări. Și atunci, drept pentru care ne-am apucat de întocmirea documentației necesare pentru a depune proiecte pe PNDL, pentru a obține Consiliul Județean să depună aceste proiecte, pentru a obține finanțare pentru repararea acestor drumuri. De aceea aceste drumuri, totalul acesta de 105 km, îl avem prins în strategia noastră pe anii 2, 3 și 4, 2018, 2019 și 2020. Să intrăm în fiecare an cu 35 de kilometri de drum, pentru că oricât ne-am dorit noi,
nici bugetul de stat, Ministerul Dezvoltării nu poate asigura întreaga sumă într-un an. Da, chiar recent ministrul dezvoltării, doamna Sevil Şeideh, a anunțat chiar ieri, dacă nu mă înșel, la întrunirea la care a participat cu primarii de orașe din România și chiar expunea acest aspect, faptul că foarte multe unități administrative teritoriale au depus proiecte pe acest program amplu. Sunt 12.000 de proiecte exact, depuse. Sunt mult peste suma pe da. Care depășește o are dispus, cam de 3 ori. La disponibilitate, dispus acum să fie cheltuită, ceea ce va conduce la o prioritizare a proiectelor. Deja noi, parte din ele au fost scoase și se referă la cele de canalizare și apă, care oricum sunt prinse în alte programe și noi suntem și conștienți proiecte. Că se pune o presiune foarte mare pe exact. Bugetul național, tocmai de aceea ați etapizat lucrările ne pe dăm seama că nu putem de, să da. Consiliul Județean nu poate primi această finanțare de 200 de milioane de lei ca să execute 105 km de drum județean într-un an de zile. Și am etapizat în 3 ani de zile, câte 35 de km în fiecare an. Bineînțeles, până când, să spunem că în anul 4 avem sumele necesare pentru a interveni pe un sector de drum cu aceste probleme, vom face anual mici reparații care să asigure un minim de confort și siguranță, să spunem, pe aceste sectoare de drum. Discutam astăzi cu primarul comunei Mereni. Acolo avem o problemă deosebită, drumul între Mereni și Cobadin. Sunt 16 km de drum județean cu fundația distrusă. Drumul este afectat în proporție de 90%, necesită o reparație capitală. Este prins în acest proiect al nostru. O să intervenim și anul acesta, cum am intervenit și anul trecut, cu sume minime doar pentru a stupa acele gropi, refulări ale fundației, să se poată circula în condiții de, de siguranță, siguranță da. Să spunem. Și anul acesta vom interveni pe acest sector de drum cu astuparea cu piatră, compactarea pietrei pe zonele degradate, după care să încercăm o stabilizare cu un tratament bituminos să reziste încă un an, doi ani de zile, până reușim să obținem finanțarea să intervenim pe o lucrare capitală pe acest drum. Dacă vreți, în afară de drumurile din nordul județului, drumul de la Mereni, pe care l-am menționat, mai avem o porțiune de drum de 4 km, la fel foarte afectat, între Bărăganu și Potârnichea, și o problemă încă nerezolvată, Amzacea pe Cineaga, acel drum care a fost reparat, făcut de o firmă, un antreprenor privat. Din păcate, lucrarea nu a rezistat decât 6 luni. Suntem într-un proces cu acea firmă, indiferent de soluția instanței, oricum firma a intrat în faliment, nu avem cum să recuperăm sau să obligăm firma respectivă să refacă drumul, că nu mai avem cu cine sta de vă partea cealaltă a mesei. Va trebui să fie făcut. Va trebui inclus și el în programul dumneavoastră. Bun. De și acum. Dumneavoastră ne-ați spus într-una din emisiuni că vă doriți să realizați această amplă lucrare, practic să aibă județul Constanța toate drumurile refăcute complet, dar ne spuneați că pentru a fi mult mai eficienți ar fi bine să începeți dintr-o parte și să mergeți în cealaltă a județului, nu răspândiți în diverse zone. Nu răspândiți în diverse zone, dar să facem un drum de la un capăt, de la capăt la altul, la celălalt exact. Capăt. Și pentru anul acesta avem în planul cu obiective și lucrări pe care tocmai l-ați menționat, aprobat prin hotărârea de Consiliul Județean, un total de 114 km de covor asfaltic. Și ne-am ațintit atenția în primul an din această strategie. Am luat drumul județean 223 de la Cernavodă prin Seimeni, Dunărea, Capidava, Topalu, până la intersecția cu drumul național. Avem drumul județean de la Mihail Cogălnicianu până la Grădina, drumul județean de la Amzacea, General Scorișoreanu, Independența până la Dumbrăveni și drumul județean de la Cobadin, Negrești până la Independența. Acesta este proiectul nostru pentru anul pentru acesta, 2017. Pe lângă aceste lucrări finanțate de Consiliul Județean, mai avem un rest de executat. Este un contract din 2009 încheiat de Consiliul Județean cu Ministerul Dezvoltării, o finanțare obținută încă din 2009.
care, din păcate, până anul trecut, 2016, a fost executată această lucrare de către Regia Județeană de Drumuri și Poduri doar într-o proporție de 40%. Mai avem un rest de executat de 60%. Este un rest de executat o valoare de aproximativ 23 de milioane de lei. Am început deja lucrările pe acest drum. Este vorba de drumul județean de la Siliștea-Tortoman până la Megidia. Restul de lucrare este de la intrarea din Tortoman, intravilanul comunității Tortoman până la Megidia. Vorbim de această soluție tehnică cu reciclarea în situ la rece a drumului existent printr-un aport de piatră și acel ciment special Duroport. Până la sfârșitul anului vrem să finalizăm și această lucrare, adică să facem în anul 2017 cam ce s-a realizat să se facă din 2009 în 2016. Sunt detașate acolo toate efectivele și utilajele secției Cuza Vodă, se vor ocupa numai de această lucrare, toți oamenii și toate utilajele, resursele vor fi direcționate către această lucrare, astfel încât până la sfârșitul anului să finalizăm acest contract cu Ministerul Dezvoltării, început încă din 2009. Celelalte secții din județ își vor vedea de lucru pe sectoarele de drum menționate. Se fac lucrări pregătitoare în fața trusei de asfaltare, lucrări de pregătitoare de reparație a fundației unde avem mici cederi de fundații. Se toarnă covorul asfaltic, se refac acostamentele stânga-dreapta cu piatră, astfel încât să stabilizăm și calea de rulare, covorul asfaltic. Sunt lucrările adiacente de estetică rutieră pe care le-am menționat. Se vor monta unde au dispărut semnele de circulație. Tot timpul este o sarcină permanentă ca și administrator de drumuri și a colegilor de la fiecare secție să monitorizeze în fiecare zi existența semnelor de circulație pe drumurile județene. Din păcate avem, nu știu, doritori, nu știu ce fac cu aceste semne de circulație acasă, ele cam dispar de pe drumuri. Da. La final, toate aceste drumuri județene vor fi marcate. Vom marca și celelalte drumuri județene, pentru că această operațiune, la fel, nu s-a mai făcut de 3 ani de zile. În condiții normale, trebuie să fie făcută, dacă nu, măcar în fiecare an, cel puțin la 2 ani de zile, trebuie să refaci marcajele rutiere. Ne vom ocupa anul acesta și de marcajele rutiere. Toate aceste lucrări vor duce la predarea la cheie către beneficiari Consiliului Județean și către locuitorii din localitățile pe unde își are cursul acest drum județean pe care îl facem cap-coadă, să dăm un drum făcut complet, la care să nu avem de lucru cu ce să intervenim următorii 3-4 ani de zile. Am înțeles. Foarte îndrăzneți obiectivele pe care vi le-ați propus. E bine că strategia pe care, iată, ne-o începuseră să ne-o prezentați cât de anul trecut, e bine că a fost acceptată de către conducerea Consiliului Județean Constanța, s-a ajuns la un acord. Este un proiect Eu... comun. L-am gândit, l-am studiat, analizat, elaborat Și împreună. totodată trebuie să remarc faptul că drumurile pe care le-ați ales nu vor mai aduce discuții cum erau în anii precedenți, discuții drept politice și mai ales în perioadă de Nu, campanie, că se merge pe o anumită după cum calitate ați văzut, exactă. sunt localități Mergând atât pe cu un drum județean primarii. de la capăt până la final, nu mai are cine să mai Nu, sunt comenteze și nimic. primari PSD și primari Exact. PNL, nu. Deci nu mai asistăm la lucrări din acelea Dar care vor fi, să erau oricum, făcute doar pe în criterii 4 politice. ani de zile facem toate drumurile județene, acoperim toate localitățile din județul Constanța. Dacă vrem să mergem mai departe pe această strategie, pe harta prezentată, pentru anul 2 avem drumurile județene trasate cu galben pe hartă. Sunt drumurile județene de la Nistorești-Vulturu, Stejaru-Saraiu, drumul județean de la Râmnicu de Jos la Cogealac, de la Băltăgeș la Crucea, Țibrinu-Mircea Vodă, Peștera Ivrinezu Mare, Peștera Pietreni. Deci acesta este obiectivul pentru anul 2. Avem un total de 122 de kilometri de drum, din care 35 este prima Primul cotă drum, da. din PNDL. Pentru că ați vorbit mai mult de drumuri, iată că emisiunea este foarte urmărită și o telespectatoare a sunat, îmi spun colegii din regie,
și vă roagă să îi răspundeți la următoarea întrebare. Când va reuși Regia de Drumuri și Poduri Constanța să repare podul de la Cumpăna? A auzit doar discuții despre drumuri, dânsa este podul de la Cumpăna, ne-am dorit să-l reparăm, numai că drumul de la Cumpăna la drumul național despre Constanța este drum național și podul de pe acest drum este aparține drumurilor naționale. De drumuri și autostrăzi. Da. Deci ei practic vor trebui să efectueze aceste lucrări. Să efectueze lucrările, da. Bun, cu ocazia asta aflați și telespectatoria noastră despre ce e vorba. Dar am discutat despre drumuri, ne-ați spus ce drumuri aveți pe agenda pentru anul 2017. Există și poduri, podețe care vor fi reparate în bineînțeles, avem an calendaristic? Avem și podurile și podețele de pe aceste drumuri unde facem lucrările de asfaltare. De exemplu, prima lucrare la care am fost astăzi cu reprezentanții Consiliului Județean pentru a face antemăsurătorile este lucrarea pe drumul județean 223 la intrare în Cernavodă, legătura din drumul național spre Cernavodă prin fața centralei atomonucleare. Avem și un pod acolo, un pod mare care traversează drumul național. În primul și în primul rând trebuie să executăm lucrări la acest pod de refacere a căii de rulare, de schimbare a liselor și a parapeților metalici și de refacerea conurilor de susținere de piatră, sunt degradate, trebuie iarăși placate cu piatră. Avem în vedere execuția de lucrări pe toate aceste poduri de pe drumurile județene unde efectuăm lucrările de asfaltare. Pe lângă acestea, avem în vedere și execuția de reparații de poduri și podețe care sunt într-un grad avansat de degradare și care pot pune în pericol siguranța participanților la trafic și pe alte drumuri județene. Nu lăsăm să ajungă, dacă este programat drumul județean pentru anul 4, nu ne ocupăm de podețul podul respectiv. Avem în obiectiv lucrări la poduri și podețe și anul acesta. Practic ce am făcut noi de când am terminat activitatea de dezăpezire, inginerii de la fiecare secție a regiei au luat și au creat un film al drumului. Au parcurs întreaga rută a drumului județean, sunt măsurate și sunt efectuate ridicări topo, avem topometristul regiei. Acest film al drumului identifică și plasează pe o hartă toate zonele cu probleme. Probleme la fundație, probleme la calea de rulare, probleme la poduri și podețe, cu notarea bornei kilometrice pentru fiecare tip de problemă, cu identificarea tuturor semnelor de circulație care trebuie să existe în fiecare zonă a drumului județean, la fiecare bornă kilometrică. Era necesară o inventariere a drumului județean, a fiecărui drum județean și crearea acestui film, astfel încât să urmărești foarte simplu dacă sunt respectate toate aceste criterii, adică dacă vrem să ne uităm dacă sunt semnele de circulație. Când trimitem un operator să verifice semnele de circulație de pe un drum județean, el știe pe acest film, la fiecare bornă kilometrică, ce semn de circulație trebuie să fie. Nu se gândește în momentul ăla, poate ar trebui să punem aici un semn cu curbă la stânga. El știe ce trebuie să găsească. Avem făcute filmele pentru toate drumurile județene, știm, sunt identificate problemele. Deci acum trebuie să începeți să începem să lucrăm. Vorbeați la un moment dat de un drum județean care, ați menționat dumneavoastră, face și legătura Corbul Năvodari. Se are în vedere și acest pod de la Năvodari de să fie refăcut? Sau nu aparține de drumul de regie? Aici intervine o problemă. Legea 49, ordonanța de guvern 49, prevede că drumurile județene care tranzitează intravilanul unui oraș sau municipiu intră în administrarea unității administrativ-teritoriale respective. Deci porțiunea de drum județean 226, la acesta ne referim, acest drum județean începe din localitatea Lumina. Așa. Traversează Năvodari, podul de peste canal, merge prin fața combinatului Petromidia și continuă prin localitatea Corbu. De la intravilanul localității Năvodari, la limita cu localitatea Lumina,
până la terminarea intravitreanului Năvodari, după combinatul petrochimic, tot acest sector de drum județean intră în administrarea primăriei Năvodari. Înțeles. Și această Și lucrare pe podul care... pe care mergem noi spre, pe drumul care face legătura dintre stațiunea Mamaia și Năvodari, aparține cui? E, aici acest drum de la Năvodari spre Constanța prin Mamaia era, deci prin Mamaia Sat, era un drum comunal. El a fost ridicat la rangul de drum național. El practic acum este un drum național. Deci tot ce e de la Tot Compania la Națională Compania trebuie Națională să de se Drumuri. ocupe și să le facă. Da. Bun. Etapele sunt clare. Vremea, în schimb, când e soare, când e ploaie. Când se dă startul acestor lucrări și cum ați etapizat aceste lucrări? Pentru că e adevărat, aveți frontul de lucru deja stabilit, aveți echipele și utilajele deja stabilite, numai că vremea nu e, nu vă, chiar dacă lucrările sunt pentru tot parcursul anului 2017, nu tot anul 2017 veți putea lucra. Avem în calcul 7 luni de zile de lucru efectiv, cu 20 de zile pe lună, presupunem că 10 zile din cele 30 vor fi zile ploioase. Suntem pregătiți, oamenii sunt pregătiți să lucreze și sâmbătă și duminică, sunt pregătiți să lucreze și peste program, dacă situația o impune. Bineînțeles, vor fi plătiți suplimentar pentru aceste ore de lucru Firesc. suplimentar și în zilele libere, pentru că am împărțit întreaga cantitate de lucrări pe aceste zile. Știm practic ce cantitate de asfalt trebuie să producă stația în fiecare zi, ce cantitate de asfalt trebuie să fie turnată pe fiecare front de lucru. Sunt făcute grafice pe fiecare lună în parte, astfel încât în funcție de condițiile meteo, bineînțeles, nu vom turna, nu vom executa aceste lucrări când Tocmai va de aceea v-am ploua, și întrebat. nu ne batem joc de banul public, în funcție de zilele în care putem lucra, dacă avem zile ploioase, peste cele 10 zile prevăzute, luate de noi în calcul, vom recupera lucrând peste program. Avem posibilitatea și am discutat cu colegii, au mai lucrat în anii trecuți când au avut de executat lucrări până la un termen stabilit, au lucrat și noaptea. La stația de asfalt avem deja pregătite 2 schimburi de operatori care să producă asfalt atât zi cât și noapte. Noi să stăm în acel grafic pe care l-am prevăzut noi până la sfârșitul anului. Deci mobilizare maximă, pot să spun, în ceea ce privește atât lucrările cât și termene. Văd Oamenii că este au foarte înțeles, strict. că fără muncă nu putem să rezolvăm problemele regiei. Știu cu toții că suntem într-un impas financiar cu datorile din trecut. Pe activitatea curentă stăm foarte bine, dar trebuie să ne plătim datorile din trecut. Sunt conștienți că dacă nu lucrează și nu ducem la îndeplinire acest plan pe care îl avem, nu numai pentru anul acesta, pentru Întreaga următorii, pentru perioadă, da, următorii până în 4 ani de zile, 2020. pentru că în subsidiar, deci are această strategie, acest plan are 2 componente. Unu, că vrem să ducem la bun sfârșit lucrările pe toți cei 680 km de drumuri județene, dar profitul realizat în fiecare an trebuie să acopere datoria pe care o are regia, datoriile pe care le-a acumulat regia, bani pe care trebuie să-i dea înapoi. Deci, practic, avem 2 ținte de atins. Dacă oamenii au înțeles că dacă nu lucrează, nu pun osul la treabă, nu putem să ieșim din acest impas. Neputând să intrăm, să ieșim din acest impas, nu există decât o singură variantă, falimentarea acestei regii și pierderea locurilor de muncă pentru 305 angajați la momentul actual. Bun. Am să vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care vom discuta care sunt pașii concreți pe care trebuie să-i facă regia dacă vrea într-adevăr să scape de insolvență și de ce nu, care sunt contractele pe care poate regia le are în vedere să le încheie cu alți beneficiari, tocmai pentru a ajunge la acel profit pe care vi l-ați propus la sfârșitul acestui an calendaristic de peste 11 milioane de lei. Dar totul ne veți spune după o scurtă pauză de publicitate. Când la
Am revenit în direct și continuăm discuția cu invitatul meu în această seară. Este vorba despre administratorul special al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Constanța, domnul Lucian Lungoci. Domnul Lungoci, obiective importante, îndrăznețe, pot să spun, și am reținut faptul că la finalul anului 2017 v-ați propus un profit de peste 11 milioane de lei. Foarte mult, având în vedere că ați pornit de la minus. Nu știu cât ați ajuns la finalul 2016 cu 4 milioane profit și acum iată deja un salt foarte mare, 11 milioane. Sunt convinsă că această sumă nu o puteți realiza, însă numai din lucrările pe care le faceți în colaborare cu, iată, Consiliul Județean, pentru Consiliul Județean, practic, Constanța, sau cu acel proiect pe care vreți să-l definitivați și care are finanțare asigurată prin Ministerul Dezvoltării. E nevoie clar de și de alte lucrări. Într-o emisiune precedentă ați spus că ar exista o variantă prin a utiliza la maximum carierele de piatră pe care le aveți în subordine. Se întrevede ceva? Se poate fructifica această avuție a regiei sau nu sunt încă? Sunt contacte comerciale cu societăți comerciale care urmează să participe la licitația privind furnizarea de piatră pentru execuția lucrărilor de consolidare și mărirea digurilor din zona de, din partea de sud a litoralului. Au venit, au luat probe din materialul existent în fiecare carieră. Este un proces de durată, undeva pe la sfârșitul anului se va finaliza partea de licitație a lor. Să vedem cine va câștiga licitația și care va fi furnizorul de piatră, urmând ca după aceea să vedem cu cine lucrăm. Deci pentru anul 2017 nu putem să trecem la un potențial venit din această Nu știu parte. Dacă vor începe în toamnă lucrările. Nu știm. Ei au un calendar să înceapă în toamnă, dar în calendarul optimist. Să vedem în calendarul real ce se va întâmpla. Numai că avem comenzi de la alte societăți comerciale de același profil care execută lucrări de execuție drumuri. La cariera Dumbrăveni și Șip Dumbrăveni avem un contract în derulare, chiar astăzi discutam cu colegii că firma respectivă a cerut o suplimentare cu încă 10.000 de tone. La cariera Șipote furnizăm încă din stocul existent pentru o societate comercială care livrează piatra, calcarul existent în cariera Șipote la, am înțeles, fabrici de zahăr din zona de Galați, Brăila. În momentul în care vom epuiza stocurile existente, dacă beneficiarul va mai avea nevoie de piatră, vom redeschide cariera Șipote. Vom reangaja oamenii care au fost disponibilizați anul trecut, pentru că cariera Șipote este închisă în momentul actual. Chiar săptămâna trecută am avut împușcare în cariera Dumbrăveni, în cariera Cheia avem săptămâna viitoare, discutam cu responsabilul de cariere, în ritmul acesta, cel puțin la Dumbrăveni, va fi necesară o nouă împușcare luna viitoare. Pentru că am găsit clienți unde să vindem această piatră. Acesta ar putea să fie, deci, alte surse de venituri pentru alte surse regie. De venituri, pentru că avem o poziție privilegiată, strategică, în zona de sud a județului, unde nu mai există alte cariere. Orice altă societate comercială care lucrează, face construcție de drumuri pentru diferite primării din zona de sud a județului, cu siguranță va veni la noi să cumpere piatra, pentru că avem o distanță de transport mult mai mică. Așa în ceea ce privește, iată, avuția aceasta dată de carierele de piatră pe care le are regia. Dar în ceea ce privește efectuarea de alte lucrări de asfaltare în diverse localități. Anul trecut, până la finele anului, am executat lucrări în valoare de 3,4 milioane de lei la primării din județul Constanța. Avem oferte trimise la toate primăriile, sunt tarifele încărcate în sistemul electronic în SEAP. Dacă primării care au fonduri pentru anumite tipuri de lucrări vor dori să lucreze cu noi, vor fi achiziții publice, licitații, bineînțeles respectând toate prevederile legale, și ne vom încadra la prețul pieței, vom lucra și pentru aceste primării. Avem în acest buget, există și această componentă în BVC-ul nostru să intrăm pe lucrări la terți, le spunem noi. Exact. Dacă anul trecut vrem să depășim anul acesta suma de 5 milioane de lei de lucrări.
Am avut o discuție cu colegii și mai avem de fapt un punct pe în ședința de Consiliul Județean. Avem și o aprobarea organigramei Regiei Județene de Drumuri și Poduri. Dacă din trecut această organigramă cred că nu a fost modificată de vreo Nu, 4 de ani ani de buni, zile, da. am găsit acolo ca și posturi disponibile, posturi totale, undeva erau la aproape 500 de posturi la regie. Nu erau ocupate, erau ocupate 317 posturi. Am redus aceste posturi la o masă critică pentru cât are nevoie regia acum. Avem și, din păcate, situația o impune și o mică restructurare de 12 posturi. Sunt posturi care nu își au rolul, nu au eficiență, nu își justifică existența. Până la sfârșitul anului, dintr-o analiză a compartimentului resurse umane și începutul anului viitor, undeva luna februarie, mai avem un număr de 25 de salariați care vor ieși la pensie. Dacă socotim economia pe care o face cu fiecare angajat din cei 12 disponibilizați, cei 25 care vor ieși la pensie, într-un an de zile este o economie de aproximativ 1 milion de lei. 1 milion de lei reprezintă aproape 230.000 de euro. Vorbeam de investiții. Am discutat și cu Consiliul Județean când am întrebat, ok, bun, de unde vreți să faceți aceste investiții? Le-am arătat că din aceste economii ne putem achiziționa diferite Utilajele de care aveți nevoie. utilaje de care avem nevoie, numai din economiile pe care le facem din partea de salarii. Avem, chiar zilele acestea, suntem într-un proces de negociere a contractului colectiv de muncă. Acum că tot vorbim, am De adus partea aminte de de resurse organigramă, umane, da. resurse umane. Avem negocierea contractului colectiv de muncă. Am venit cu două propuneri, și atât în fața sindicatului, cât și a reprezentanților Cartel Alfa. Am constatat un lucru care mie nu mi se pare corect, nu mi se pare echitabil. Avem în contractul colectiv de muncă prinsă o primă de vacanță pentru fiecare angajat. E, acea primă de vacanță era echivalentă cu media ultimelor 3 salarii pe care le-a avut angajatul. Eu consider că prima de vacanță, zilele libere de care se bucură un angajat, acea primă de vacanță trebuie să fie egală și pentru un muncitor necalificat și pentru un director. Nu consider normal ca un director sau un inginer șef sau un șef de secție să-și mai ia un salariu, care oricum este un salariu mare, Mai mare, da. și un muncitor necalificat să ia un salariu minim pe economie, că acela este salariul pe care îl are, sau un mecanic de pe un utilaj să ia undeva la 1.700 de lei prima de vacanță. Dacă tot vorbim de drepturi sindicale, de contract colectiv de muncă, le-am propus să fim corecți, echitabili față de toți angajații. Și ați propus ce? O primă de O vacanță, o primă medie egală. celor. Da, egală pentru toți angajații. Pe aceeași cheltuială pe care am avut-o anul trecut, stabilim o medie. Luăm cheltuiala de anul trecut cu primele de vacanță, împărțim la numărul de salariat și vedem care ar fi media. Din păcate, pentru cei cu Salarii mai posturi mari, de conducere și posturi salarii de. mai mari vor avea o reducere a primei de vacanță, dar sunt undeva la 70 de persoane, iar diferența până la 300 vor avea o creștere a primei de vacanță. Unii mai mare, unii mai mică, dar Sunt oricum convinsă că liderii sindicali vor accepta această eu propunere, cred că nu ei au, reprezentând forța da, eu cred muncă că și conducerea. nu au încotro. Am înțeles. Da, e și asta un mod de a gândi un pic social-democrat, pentru că. Da, un pic social-democrat, dar eu consider că un mod de a gândi corect față de angajați. În vacanță și merg toți într-un concediu la Mergem weekend. pe principiul bonurilor de masă. Bonul de masă are o valoare fixă Pentru și toată lumea, pentru un da. director și pentru un muncitor necalificat. De ce prima de vacanță să fie diferită? Când ar urma să aibă loc aceste negocieri ale contractului colectiv de Sunt în muncă? curs negocierile, trebuie să finalizăm negocierea și semnarea contractului colectiv de muncă până la sfârșitul lunii aprilie. Spuneați de restructurări nu foarte Nu mari, foarte mari. 12 persoane, am înțeles bine. Urmează alte 25 până februarie, am Ies zis, la vor să iasă la pensie. Ies pensie. la pensie. Locurile rămase vacante
vor urma a fi Nu ocupate, peste bănuiesc, tot. sau neapărat. Nu peste tot. Din cele 25 de posturi, nu toate vor fi scoase la concurs, se vor ocupa cu alți angajați. Avem zone, departamente unde reducem numărul de angajați, avem departamente unde creștem numărul de angajați. În departamentul, în serviciul de achiziții publice, avem nevoie de încă un angajat care se ocupe de achizițiile publice. Am înființat un compartiment de licitații. Nu aveam special, nu avem, avem în procedură scoatere la concurs a două posturi, nu avem specialiști în licitație care să știe să completeze documentația specifică pentru a participa la licitații la primării, de exemplu. Noi mergeam cu niște oferte standard. De multe ori ne-au fost respinse ofertele că nu corespundeau cerințelor în materie. Da, interesant. Adică trebuie să fim în pas cu cerințele în materie de licitații, de achiziții. De... Regia, așa cum prea bine se știe, este în acea perioadă de în procedură de insolvență. Și vă spuneam înainte de pauza publicitară, care ar trebui să fie pașii stricți pe care trebuie să-i faceți astfel încât să ieșiți din această postură, să salvați, practic, regia? În primul rând, tot undeva până la sfârșitul lunii, dacă nu, hai să spunem maxim 15-20 mai, o să avem cât de curând tabelul definitiv al creditorilor sau că am terminat toate contestațiile. A, da, că spuneați da. Că sunt o grămadă da, da, de da. Contestații la care terminăm încă n-ați primit contestațiile, răspuns. Avem tabelul definitiv al creditorilor. Lucrăm împreună cu administratorul judiciar, cu firma de insolvență, la elaborarea planului de reorganizare, care cuprinde suma de bani pe care o propunem creditorilor de a o rambursa în funcție de tabelul definitiv al creanțelor și etapele de rambursare. 3 ani de zile plus încă un an prevăzut de legea insolvenței, maxim 4 ani de zile. Și o să avem un plan de rambursare. Nu degeaba vorbeam de cei 11 milioane anul acesta. Profit. Profit. Da. Anul următor vrem să urcăm undeva la 13. Această strategie are ca și componentă și profitul regiei, un calcul, o estimare pe următorii 4 ani de zile. Toate aceste componente să fie prezentate în planul de reorganizare, astfel încât acesta să fie aprobat de către creditori. Față de o altă societate aflată, nu știu, în insolvență, în starea de insolvență, care vine în fața creditorilor cu un plan de afaceri, dar fără contracte în spate, cu un plan de afaceri pentru următorii 3 ani de zile, nu știu, ca o poveste. Că vrea să reducă cheltuielile, că vrea să deschidă, să identifice noi piețe de desfacere. Sau, da. Noi venim cu o strategie, venim cu un contract pentru 2017, o strategie care este aproape similară unui contract pe următorii 4 ani de zile, până în 2020. Un lucru foarte în discuția cu creditorii pentru aprobarea planului de reorganizare. Vă faceți cu temele, văd că foarte conștiincios și foarte etapizat, așa. Stau da. Și mă întreb acum ca o paranteză, vă spuneam și înainte de a intra în direct în această emisiune, v-ați făcut temele, ați stabilit această strategie, conducerea Consiliului Județean a acceptat-o și a considerat-o că e viabilă, dar dacă, așa cum se zvonește în presa scrisă, veți fi propus pentru funcția de prefect al județului Constanța, rămâne ca obligativitate pentru cel care va veni în locul dumneavoastră să urmărească și să pună în aplicare această strategie? Nu, da. Nu are de făcut și nu poate să se abată de la acest drum, pentru că în prima fază avem această strategie făcută, elaborată împreună cu Consiliul Județean. Ea nu este finalizată. Lucrăm la o parte de documentație tehnică. Va fi un material de 80-100 de pagini la final această lucrare. Cred că o terminăm în maxim o lună. Am discutat cu conducerea Consiliului Județean
Și din ce am văzut și la alte consilii județene, aceste strategii, unii le-au denumit master planuri Da, privind drumurile județean, da. județene, le-au aprobat în ședințe de consiliu județean, prin hotărâri de consiliu județean. Practic, dacă o astfel de strategie, și noi ne dorim acest lucru, poate în luna mai, în ședința de consiliu județean din luna mai, va fi aprobată, supusă aprobării consilierilor județeni, și va fi consfințită printr-o hotărâre de Consiliu Județean, practic oricine se va ocupa de regie trebuie să respecte această hotărâre de Consiliu Județean, acest drum trasat pe următorii 4 ani de zile. Înțeles. V-ați dori să duceți dumneavoastră la capăt această strategie? Da, sincer, da. Cum am și preluat regia, am văzut ca o provocare toată această situație existentă acolo și un drum de 4 ani de zile cu cele două componente, refacerea drumurilor județene și scoaterea din sărea de insolvență a regiei, da, mi-ar V-ar plăcea place. să vedeți că ați reușit Da. să salvați regia, Oricum, totuși. sunt Deși mulțumit, trebuie să sunt. recunoaștem, chiar dacă nu veți mai continua dumneavoastră această strategie, faptul că ea va fi aprobată de Consiliul Județean și va trebui pusă în practică ad literam, practic tot un succes al Chiar dacă nu voi dumneavoastră ar mai fi. fi la regie și peste 4 ani de zile văd Se că spune în că urma se anunță acestei că regia nu mai este în strategii am ieșit insolvență. din insolvență, a ieșit regia din insolvență, o să am o mulțumire O satisfacție sufletească. tot va exista. Da. Discutam despre terți, discutam despre posibilitatea de a aduce venituri noi regiei. Asta presupune relația cu Consiliul Județean. Este foarte bună, după cum se vede, și lucrurile merg pe făgașul normal, dar asta presupune, în paralel, și o relație de colaborare și de lucru foarte Primăriile. bun cu primăriile. Corect. Cum se derulează această etapă? Și pornesc Din. aici de la situația din iarnă, pe care, te recunosc, pe mine m-a mirat, deși sunt multe unități administrativ-teritoriale în județ care nu au posibilitatea de a interveni în cazul de dezăpezire a drumurilor sau inundații și așa mai departe, nu au acele strategii pentru situații de urgență și știm că am mai discutat despre asta. Dar nici nu au o atitudine asta de prevenție, în sensul măcar, domne, mă asigur, mi-am făcut contract cu regia, dacă e ceva, vine regia și rezolvă problema. Da, repet, Așa a rezumat totul. repet, nu este necesar să facă un Da, nu contract e cu regia și obligatoriu, nici nu dar ne dorim măcar. acest lucru, pentru că la dotările pe care le are regia, abia am făcut față și am văzut cu toții ce a fost în iarnă pentru drumurile județene 680 de kilometri și pentru anumite comune unde am intervenit. Vă dați seama ce ar fi însemnat, mai avem încă 50-60 de solicitări prin contract, obligații contractuale cu primării din județul Constanța. Practic nu putem face cu dotarea tehnică pe care o avem acum. Da, ok. Oricum, sunt multe primării care au utilaje Da, care dar am își pot zis efectua. 50, că poate Din 20 au. 71, deci, E da. ok să-și facă contracte cu firme care dețin utilaje pentru activitatea de zăpezire, nu neapărat cu regie. Sunt Bă, alte. dar sunt lucrări, de spre exemplu, pentru drumuri pe care ați putea să le faceți. Aveți oameni Acolo, deci specializați, acolo aveți da, utilaje necesare. am avut, cum v-am spus, am avut și lucrări anul trecut pentru drumuri comunale pe care le-am executat până la sfârșitul anului trecut. Am reușit să recăpătăm încrederea în fața Primarilor. primarilor, pentru că au fost tot felul de probleme în trecut, Au existat dubii, da. în relația primării, regie, Consiliul Județean, tot felul de lucrări executate la comandă, la ordin, fără contracte acoperitoare, documente acoperitoare în spate, verificări ale curții de conturi la primării sau la regie, tot felul de măsuri lăsate, ba la regie, ba la primării, prin care sunt obligați să-și recupereze prejudiciile, pentru că nu s-au făcut cu documente, respectând toți pașii, cu cerere de ofertă, cu ofertă, cu contract, cu recepție finală a lucrării, cu plata facturii. Există niște pași, niște etape Pe care pe trebuie care să-i urmezi. trebuie să le urmezi. Regia a avut un comportament incorrect față de unele primării, unele primării au avut un comportament incorrect față de regie și acum mai avem Ați de. reușit să reglați această Am situație? reușit, cel puțin din Mai aveți de partea. recuperat sume de Asta bani? vreau să spun, cel puțin din partea noastră a regiei, am arătat din
lucrările pe care le-am avut anul trecut, prin sprijinul pe care l-am dat în anul la dezăpezire, că suntem deschiși să lucrăm, să avem un comportament normal, să venim în sprijinul lor. Dacă au avut nevoie de o consultanță tehnică, am trimis inginerii la regie, fără a fi vorba de a plăti o expertiză tehnică primăria respectivă. Efectiv, să-i dea un sfat, să-i învețe. Am lucrat cu ei foarte bine. Mai avem din spate, mai avem și noi la rândul nostru de recuperat undeva aproape la 5 milioane de lei de la primării. Sunt primării pentru care avem hotărâri judecătorești definitive și revocabile de recuperare a fie a soldului principal, fie a restanțelor. Sunt penalități, restanțe. Exemple concrete de astfel de situații? Păi să vă spun cea mai mare datorie cu hotărâri judecătorească avem la Comuna Salini. Iar să ne dea 978.000 de lei, aproape 1.000.000 de lei. Nu știu... Sumă când, mare, având în vedere bugetul locaiului. Nu știu când vreodată bugetul Comunei Salini poate să acopere aceste datorii. Mai sunt primării care au 600.000 de lei, 700.000 de lei, cu hotărâri judecătorești definitive și revocabile. Avem primării, sunt 4 primării cu câte 500.000 de lei. Există posibilitatea ca aceste datorii să fie eșalonate? Există această posibilitate, dar și primăriile respective trebuie să prevadă în bugetele lor, practic. Nu neapărat să prevadă în bugete, că nu au de unde să-și acopere sumele necesare pentru a plăti aceste datorii, dar să solicite guvernului ajutor pentru plata arieratelor, să solicite Consiliul Județean ajutor pentru plata arieratelor din echilibrarea bugetelor. Și la ședința aceasta am văzut că au fost 3 puncte pe luna de zi, s-au repartizat sume de bani din cotă TVA pentru echilibrarea bugetelor. Dacă ei, acele primării, nu demarează documentația necesară pentru a obține acești bani pentru stingerea arieratelor, nu avem decât să ajungem la executarea acelor primării. Pentru că este obligația noastră legală. Se recuperează. Nu întreprindem aceste măsuri, iar ne trezim cu un control al Curții de Conturi, iar nu am respectat legea. Pentru că tot ați avut discuția de aceste controle pe care le efectuează Curtea de Conturi, sunt măsuri, aceasta fiind una dintre ele, de recuperare, măsuri de recuperare pe care le-a stabilit regiei. Celelalte măsuri au fost îndeplinite? Care sunt încă în curs de derulare? Avem încă în curs de derulare măsurile de recuperare a creanțelor, a debitorilor principale, de recuperare, de fapt, de începerea procedurii de stabilire a penalităților de întârziere și de recuperarea acestora, pentru că mai avem și procese în derulare privind strict doar penalități. Au fost lucrări care, să spunem, s-au executat în 2011, dar au fost plătite în 2014, la 3 ani distanță. A venit Curtea de Conturi și a spus: ok, ți-a plătit factura, dar vezi că trebuie să-i pui penalități. Sunt procese finalizate și vorbim de Salini, vorbim de primăria Aliman, avem hotărâri judecătorești definitive și revocabile numai pe penalități, mai avem încă o serie de procese în pe rol. Cu cei pe care au existat acele contracte de leasing, cum mai stau lucrurile? Ce ați mai reușit să stabiliți cu ei? Stau rău. Un prim pas câștigat la finalul anului trecut, din datoria de 7 milioane cu care s-au înscris la masa credală, în urma solicitărilor făcute și a insistențelor noastre, au revenit cu o notă de calcul de unde au scăzut utilajele evaluate și revândute și au rămas cu o datorie de 1 milion, am rămas noi cu o datorie de 1.500.000 de lei, de la 7 la 1.500.000, este un prim pas. Trebuie să reactualizăm, iar să reluăm discuțiile cu firma de leasing, să vedem dacă între timp nu au mai valorificat alte utilaje rămase la dânsii. Poate nici acea sumă de 1.500.000 de lei nu o vom mai datora. Deci asta înseamnă iarăși o rundă de negocieri, iarăși o rundă de... Nu de negocieri, de punere la dispoziția documentelor. Știu că a fost destul de dificil. A fost pentru că se prevalau de secretul financiar și nu vreau să ne pună la dispoziție documentele. Era mult mai frumos așa să aveți de dat 7 milioane. Da, suna foarte frumos 7 milioane, da. Mi se pare pentru firesc, ei. Mi se pare firesc, da. Planul pentru 4 ani l-aveți gata. Organigrama o aveți aprobată.
Dar ritmul de lucru pe care dumneavoastră îl impuneți, așa cum ați spus, ore suplimentare chiar și sâmbătă și duminica, se poate realiza, îndeplini în actuala structură pe care o aveți? Da, în actuala structură pe care o avem, pentru că dacă am vorbit de, nu știu, o mică restructurare, pentru nu... Pentru că, spre deosebire de alți ani, vorbim de mulți kilometri Da, de drum deci care urmează să fie nu am umblat la modernizat. structura secțiilor din județ, unde la personalul productiv, am umblat mai mult la personalul TESA și la partea de atelier de reparații. Sunteți atipic, domnul director. La partea de efectiv oamenii din producție nu s-a lucrat acolo, mai avem tampon lăsate 2-3 posturi la fiecare secție în funcție de dacă ne achiziționăm alte utilaje, obligatoriu trebuie să angajezi și un om pentru utilajul respectiv, nu am blocat acolo la numărul actual de angajați organigrama pe fiecare secție din județ. Și ați lăsat inclusiv în locuri disponibile, să zicem așa, în organigramă, având în vedere ceea ce ne spunea puțin mai devreme, că e posibil, dacă solicitările vor crește la carierele de piatră, să sunt redeschideți prevăzute. Cariera de la Șipote? La cariera de la Șipote, la cariera de la Gâlița, sunt prevăzute deci, în posturile necesare, posturile. Numai că ele nu sunt ocupate, că ele, ca cele două cariere, sunt în conservare, sunt Am închise. Înțeleg. Pe tocmai de aceea Da. v-am întrebat. Nu, sunt prevăzute acele posturi. Nu ne tăiem singur craca de sub picioare, ne închidem toate posturile și dacă avem nevoie de oameni, nu mai avem unde să-i angajăm. Mai avem 5 minute din emisiune. Aș vrea să îmi spuneți care sunt primele lucrări de reabilitare pe care le începeți, sper, zilele acestea, nu știu, sau când dați am startul început, acestor Am lucrări. început deja în zona Tortoman spre Megidia. Am transportat încă de 2 săptămâni, transportăm, am făcut depozite de piatră, piatra necesară pentru reciclarea drumului existent și un aport de piatră. Deci v-ați făcut frontul de lucru, sunt, să spunem. Este făcut frontul de lucru. Cred că săptămâna viitoare, dacă reușim să avem și livrări de la societatea comercială care ne livrează acel ciment special, am finalizat procedura de achiziție publică, să vedem când demarăm prima livrare, prima comandă, când ne trimitem și prima comandă. Dar oricum, săptămâna viitoare cu siguranță vom intra în plin front de lucru la Tortoman și începem tot săptămâna viitoare, suntem puțin ținuți pe loc, așteptăm validarea hotărârilor de Consiliul Județean, emiterea contractului cu încheiat între Consiliul Județean și Regia Județeană de Drumuri și Poduri. Avem un contract de lucrări, acel program de lucrări are în spate un contract de lucrări. Să se parafeze, să semneze acest contract de lucrări și demarăm, începem cu drumul județean 223 de la Cernavodă până la Topalu. Deci acesta este primul drum, lucrarea de la Tortoman și încă o echipă va lucra pe zona de Cobadin până la Negrești, Dumbrăveni. Atacăm trei fronturi. Acest număr de kilometri de drum pe care vi l-ați planificat pentru anul în curs, vreți să-i finalizați până când? Calendaristic vorbind. Septembrie, octombrie, noiembrie. Noiembrie. Deci până noiembrie ar trebui să fie... Dacă, nu, noi avem planificat până la sfârșitul lunii, până undeva la 20 noiembrie, să, cum am numărat noi zile în calendar și cantitatea de asfalt pe care să o producă stația, cantitatea de asfalt care să fie așternută de trusele de asfaltare, celelalte lucrări adiacente pe fiecare, cele 20 de zile din fiecare lună, undeva la 20 noiembrie trebuie să fim gata. Și o ultimă întrebare ce vizează strict angajații de data aceasta. Ne-ați spus că sunteți în negocieri cu sindicatul pentru semnarea acelui contract colectiv de muncă. Ne-ați zis o primă modificare care ar putea să apară ce vizează tichetele pentru primele de vacanță. Dar în ceea ce privește salariile, există modificări nu în sensul majorărilor? Nu avem creșteri salariale semnificative și pe toate departamentele, compartimentele. O să avem o echilibrare în primul rând a salariilor la mecanicii de pe utilaje și ridicarea pe cât posibil a acestor salarii, dar și prin noua organigramă, prin desființarea unor servicii, birouri, crearea de compartimente, avem câteva zone pe personalul TESA unde avem și reduceri de salarii. Singurul loc unde este necesar să umblăm, să ridicăm, dar cât ne permitem anul acesta, v-am spus, la partea de mecanici de pe utilaje
și la muncitorii necalificați. Îi ținem pe minimul pe economie deocamdată, dar vrem să urcăm puțin. Oricum Deci, vor practic, avea posibilitatea de a-și mări veniturile prin prin acele acele ore suplimentare, suplimentare, prin dar orele practic lucrate în zilele de serviciu minim. încercăm să obținem, aici este vorba și de acordul creditorilor, să obținem o mărire de salarii la partea angajații din producție. Am înțeles. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Și eu vă emisiune. mulțumesc. Succes în ceea ce v-ați propus și vom urmări cu siguranță lucrările pe care le derulează oamenii din cadrul Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Constanța și să vedem dacă lucrările vor fi așa cum vă doriți, în sensul, în ceea ce privește calitatea lor. Calitativ în primul rând și bineînțeles Da. cantitativ până la sfârșitul anului. Cantitativ, acolo s-ar putea să mai intervină și vremea, că aia n-ai cum să negociezi cu ea. Bun. Mulțumesc foarte mult. Încheiem aici ediția în această seară. Ne revedem mâine, 20:30, cu alt invitat și alte subiecte importante pentru toți cetățenii județului Constanța. Dar despre ce este vorba veți afla mâine, 20:30. Până atunci vă doresc tuturor o seară cât mai plăcută.